Hei, salutare, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Astronir. Ne aflăm în continuare pe tundra, unde am pus baze, am pus pe picioare o nouă bază. De la ultimul episod și până acum, eu tot am mai intrat și am mai făcut câte ceva, că nu m-am putut abține. Nu o să fac chiar toate utilajele. Nu e chiar necesar. Mi-am făcut cel de vehicle. Vreau să fac o mașină. Să ne putem deplasa pe suprafața planetei să explorăm. Mi-am făcut furnalul. Mi-am făcut centrifuga. Ca să extrag materialele de care am nevoie direct din pământ. Cum ar fi resinul, compound-ul. Altele, mi-am făcut o cameră de research chamber, fiindcă mai găsim fructe din alea și n-are rost să mă transport cu ele înapoi pe teren să le cercetez, să le pun aici la cercetare. Și bineînțeles am făcut un chemistry lab pentru că am nevoie de niște materiale pentru a face vehiculul, mașina, automobilul. De fapt, nu e un automobil, e un utilaj. Și noi, eu vreau să fac pe chestia asta, large rover. Și trebuie două rubber și două aluminium alloy. Am cam tot ce-mi trebuie și materialele le găsesc chiar aici. Și să vedem ce ne trebuie pentru două rubber. Sau aluminium, aluminium și cupăr. Nu, cupărul nu e. Nu. Stai, domnule. Cupăr. Cuparul cred că e pe teren. Ha. Da. Trebuie să mă duc după, pe teren după cupăr. Ca să mai fac un aluminium alloy și ce mai vroia? Cam și uitat. Ce zicea că mai vrea? Ia măcar să facem rubber, ok, avem rubber, pentru rubber sper să. Rubber, organic și resin. Ok, am organic, dar n-am resin. Asta înseamnă că trebuie să mă duc să scobesc. După cum vedeți, am tot făcut găuri. Găuri. Continui să fac găuri. Să culeg pământ prin care o să fac design-ul. Nu strică nici. Perfect. Asta a devenit deja un fel de Minecraft. Să fac un pământ. Hai să facem niște design. La drept vorbind. Design. Oh, nu, pune-l mai aici, ca să fie energie aici.
Ia să punem noi. Să fim și atenți la furtună, pentru că vine furtuna și mă prinde. Am încurcat-o. Rubăr. Facem rubărul. Și încă un rubăr. Să fie două rubere. Și avem niște aluminiu. Și avem, ne mai trebuie un aluminiu aloi și trebuie cupăr. Și cupăr nu găsesc aici. Ia să vedem ce ne-ar mai trebui nouă ca să mai facem. Pentru asta trebuie să fac și chestia asta. Titanium. Parcă am găsit pe aici. Titanium. Silicon și steel. Silicon, îmi trebuie metan. N-am. N-am? Metan. Steel, argon, iron, carbon, iron, parcă era pe aici iron. Poate facem pe teran. Steel, dar trebuie niște iron. Stai că am văzut pe aici niște materiale. Ia uite. Iron. Ironică. Da? Băi, m-am prins aici. Dă-mi drumul. Și de ce nu-mi spui și mie ce-i ăsta? Trebuie să fie iron. Hematită. Perfect. Mai depozităm din materiale, că nu avem nevoie de toate. Și o să am nevoie să iau cu mine niște iron. Eu parcă văzusem și... Parcă văzusem și niște titan. Ia să vedem. Asta ce-o fi?
zinc. Ah, din zinc se fac... Nu, ăla se zinc, nu, zinc. Mie îmi trebuie altceva, la hită pentru cupăr. Resturi, perfect. Aoleu, mă duse, dar sper să nu rămân. Titan, uite, titan, da. Aici nu pot să sap. Hai că am găsit măcar titan. Ce-i bine, dacă am găsit măcar titan. De ce nu-l faci? A, nu am, Nu. Nu mai am energie. Ca să-mi facă și titanul. Ia să vedem. Ce ziceam eu că-mi trebuie aici? Rubber și aluminiu, asta știm. Trebuie să caut cupa și să fac din aluminiu cupărul la rup de jos, dar veteran. Și mie mai trebuie pentru asta stil. Titanium am găsit, silicon și stil. Ok. Dragilor, decolăm, ne întoarcem pe teran să căutăm niște cupăr. Tunes green, nu vreau tunes green. Iron. Zinc, nu. N-am nevoie de asta acum. Astea rămân aici. E bine că am destul combustibil. Cât să pot să mă decolez. Să sperăm că nu trebuie să stăm foarte mult în spațiu până ajungem pe teran. Și uite că n-am stat foarte mult, teranul era chiar în raza mea și o să aterizăm direct acasă. Aici. Acasă, unde am avut parte de o dezamăgire, o mică dezamăgire. Dacă știți, aici era o droaie de mini storage cu toate materialele mele adunate. Ei bine, toate au dispărut. Au dispărut. Și le-am căutat și în jur, m-am gândit că poate l-a luat vreo furtună. Dar nu l-a luat nicio furtună. Nu mai sunt deloc. Au dispărut. Un bug al jocului. Dar chestia e că m-a lăsat pe mine fără
fără materialele de care aveam nevoie. Așa, ce am luat așa? Îmi trebuia niște cupăr. Da. Trebuie să ne ducem să căutăm niște malahită. Și asta găsim în peșteră, bineînțeles. Și mai trebuia să facem un oțel și un... Acum să vedem cât umplăm până găsim malahita aia. Când aveam nevoie de ea, mă loveam de ea. A, uite-o jos aici. Am găsit și niște malahita. Pentru cupăr. Perfect, două ne trebuie, nu mai mult. Steel silicon. Și aluminium aloi, care îl facem pe planetă, pe tundra, cu cupărul luat. Am greșit drumul, pe aici ar trebui. Oh. Nu, nu pe aici. Pe aici. Așa. Așa. Ezami, vrem să facem niște silicon și ne trebuie design și quartz. E simplu, o să le facem rost de design și de quartz, dar să vedem dacă avem metan. Nitrogen, argon, hidrogen. Transgreen, aluminium, plastic. Metan. Dar nu am metan. Cum să fac? Dacă n-am metanul. Trebuie să mă duc să caut metan. Ceea ce înseamnă că trebuie să fac o chestie de asta și să mă duc ia pe o altă planetă și bănuiesc că metan aș putea găsi... Da, nu-i bine. Nu-i bine. Asta pentru silicon. Pentru steel, iron, carbon. Facem și carbon. Nu-i problemă.
inutil. Și îmi face un stil. Dar îmi trebuie metan. E mult atmosfer condenser iron glas am iron am plastic. Și plasticul cum îl facem? Ia să vedem. Carbon cu compound. Facem și cu carbon și compound. Facem și niște plastic. O să facem și niște design. Mai facem o masă, facem niște de-asta. Radiatit și mergem pe radiatit. Aoleu, furtuna. Deci cât drum ca să fac o mașină de-aia? Ne-a lăsat furtuna în pace, ne-a lăsat și furtuna în pace. Plastic. Ne trebuie plastic, plastic facem. Cred că aveam un plastic aici, ia uite. Nu-i nimic.
Așa, ce ne mai trebuie ca să facem? Iron și gras. Iron, iron, iron. Iron avem aici. Dar n-am gras și trebuie să mă duc să scot tot ce sunt pe niște quartz. După niște design, știu că aveam pe aici niște design. Ia să începem să... Se pare că nu mai e. Să facem aici ce trebuie. Nu, nu, nu. Greșit. Nu ăla. Ăsta. Ne trebuie niște quarți. Să facem quarți. Ne trebuie o sticlă și un bacon. Dă-mi ăsta înapoi. Bacon. Ăsta e bun. Și să ne aducem să mai căutăm niște design. Și ce mai putem găsi? Uite, niște compound. Nu compound vreau eu acum. Știu că pe undeva găsisem niște design, mai vă spun. Ah, ia uite-l. Facem niște găuri, dar nu e nicio problemă. Înapoi la bază.
înapoi la bază. Să vedem ce ne mai trebuie. În primul rând, ne trebuie un large platform. Care o să o luăm cu noi. Să sperăm că pe radiatit găsim metan. Atmospheric condenser. Perfect. Asta ne-o trebuie. Și mi-ar trebui... Băi, nu asta. Medium wind, ceramic și glas. Încă o dată, ceramic și glas. Hai, să le facem pe aici. Ce să le facem? Niște quartz. Canistră, ne mai trebuie o canistră. Așa, ne-am pus. Ne mai trebuie un wind, da? Glas? Nu, parcă glas a zis. Glas și ceramic. Ceramic, pentru asta ne trebuie clei. Ce să mai mă bat eu cu cleiul, că mă duc și fac o gaură. Gata! Și facem și niște clei. Clei. Ia uite cât clei ne facem. Medium wine, medium battery nou canal, medium solar, nu mai trebuie un cupăr, un alt cupăr pentru așa ceva.
Ah, nu, 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 secă. Creiul trebuie transformat în ceramică. Compound. Las. Picanul la mine. E bine. E bine că am destul combustibil, adică chiar mă bucur că nu consum prea mult și pot să călătoresc foarte mult cu nava asta. Dintre asta este un avantaj. Hai, mai facem unul. Și mergem pe radiatit și încercăm să facem acolo o chestie. Să vedem dacă reușim să obținem metanul. Și ne putem lansa, plecăm. Super. Nu, Baren. Ia uite, intram pe Europa aia. Uite capul. Dacă reușim și asta în episodul ăsta, e bine. Se pare că radiatit se apropie de noi, ceea ce e bine. Ia uite, tundra a intrat și se șa, dar eu vreau pe radiatit, așa că mergem pe radiatit. Aici cred că s-ar putea să găsim metanul. Nu prea găsiți tu ce, nu prea cred că o să avem noi șanse să găsim materiale, alte materiale bune, dar... Se pare că am mai fost aici și am lăsat un beacon. Ia să apterizăm unde am mai fost. Poate găsim ceva bun aici. Fiindcă am lăsat un beacon. Și... Aoleu! Uite, planta asta face așa. Te și sperie. Zinc ore. Uite, pot să fac zinc din chestia asta. Măcar am găsit puțin zinc. Hai să vedem. Q, examen. Hidrogen, nu? Metan. Bat? Nu am? Ce nu am? N-am destul energie? Ce vrea să spun?
Ia să încercăm noi. Small solar, small generator. Hai să facem un small generator. Găsim și aici niște organic. Aici nu prea găsim organic, se pare. Da, zinc, dar eu nu vreau zinc. Ce urât face planta aia. Dar nu prea am destul energie, se pare. Ceea ce nu-i bine. Oh, sper că la... Oh, n-aș vrea să cad acolo. Iată și... Nu cred că vreau să cad acolo. Chiar nu. Nu, mulțumesc că aici am găsit. Litium. Metal resurs. Litium! Păi eu aveam nevoie de litium. Cum să nu? Litium! Cât de important e litiumul? Păcate, nu pot scobi. Aoleu, cred că aud o furtună. Pe undeva. Nu prea văd unde e furtuna. Dar o aud. Asta nu-i teranul. S-ar putea să fie teranul. Planeta asta e teran. Și acolo e tundra? Să fie tundra? Au furtuna, dar nu văd furtuna. Și nu știu ce să fac. Zona. Iată. Iată că veni furtuna. Ah, da.
cred însă că timpul pentru episodul de astăzi a expirat. Și vom continua peripețiile următorului episod în căutarea metanului, în căutarea. Iată furtuna, cum s-a dus aici furtuna. S-ar putea să fiu nevoit să mă întorc înapoi pe Radiatit cu o sursă de energie mai puternică. Grafit. Nu mă interesează grafitul. Se pare că pe aici nu găsim organic. Destul organic și nu pot să asigur energia. Dar n-ai. Zinc. E bine. Vreau planta ta. Ce frumos face. Hai să ducem asta la navă, că sunt bune. Le duc la cercetat și îmi dă puncte de cercetare. Why not? Uite, și coarț am găsit pe aici, se pare. Da, o să ne întoarcem pe teran. Nu pe teran, pe tundra. O să mă întorc. Dar groaznic faci. O să mă întorc pe tundra și o să mă reîntorc aici. Să ne lansăm. O să mă reîntorc să cercetăm această planetă. Mă duc pe atmosfera la arid. Pot să călătoresc acum printre planete. Nu-i problemă. Și de aici pe tundra. Uite ce frutură asta. Unde-i tundra? Și acum să vedem unde e baza noastră. Așteptăm să apară. Iată. A apărut un semn. Dar nu vreau lângă aia, acolo e muntele la alb. Nu vreau la muntele alb. Eu vreau acasă. Adică unde mi-am făcut baza asta. Acolo în partea cealaltă unde m-am niște. Așa. Gata. Am adus niște materiale. Ne mai trebuie niște materiale și le vom face. Dragilor, cam atâta pentru episodul ăsta. Vom continua lungul drum spre mașinuța pe care o dorim în următorul episod. Până atunci,
Vă mulțumesc pentru vizionare, toate cele bune și pe curând. Bye, bye!